La metal tot așa, șterge, te rog să n-ai probleme, ia uite la aici, vezi ce-i frumos? Uite, nu-l mai pun, dar cu omul șterge, uite aici, vezi? Hai. Vezi ce-i curat numărul ISA, dar mașina și e unitate de transport. Uite, în stare asta trebuie să o porți, uite, șterge, te rog, dacă nu vrei să ai probleme. Asta costă amendă. Noi suntem cetățeni, nu amenda când tai gâtul, înțelegi? Ce sunt tai gâtul? Pentru ce? Poliția! Pentru ce se tai gâtul, nerușinatule? Pentru asta? Asta costă bani. Asta costă bani. Filmare la o parte. Poftim, s-o suită mașină, să duci, m-a agresat, a vrut să mă lovească, când taie gâtul, mașina CRAT 918, Sprinter. De față, de față, de față, de față, de față. Așa se comportă când eu l-am rugat să iți ia? Prieta! Dar unde alergi așa repede? Da, deci conflictul a durat cam toată ziua și amusarea a ajuns la poliție, am înțeles. Asta în a doilea reț, în loc și-a răscuze la un anumit timp, el a venit să duce pe altă. Să răzbune. Pe alte curse, da. S-au făcut înspre mine viteză, vreau să zic că eu m-am întors să nu iei telefonul, el a sărit în spate, m-a cuprins strâns așa ea și în timpul ăsta era un autobuz mare acolo, altă vine și el n-a s-a uitat la asta, vreau să zic că mă împinge așa și mai n-am ajuns cu capul în autobuz ceala. Eu dat drumul, că văzut că vine autobuzul în mers, era și eu ca să-l filmez mai corect, concret, mai bine, mai clar, iar îl filmez, el se duce la altă mașină. Și așa, el iar s-a făcut spre mine, m-a apucat de brațul drept, eu telefonul l-am dat în mâna stângă, m-am trezit pe o mașină care vine pe Mitropolit Varlam Mică, în coasă la mașină și așa pe coasă. Putea să te omoare, să te bagi sub roți. Și șofierul vrea să zic o prânat, și spune, ei, zici, mai atent, oleac, sau ce faci să într-un piel așa ea? El mi-a dat drumul și s-a întors râzând, parcă aș fi fost o glumă. Da. Eu văzând că de-am să îngroașă gluma situația și au mai venit mașini tot murdare, din urmă absolut nimic nu se vede, vreau să zic că am sunat la 902, că mi-a fost de ajuns atâta distrugere morală, adică noi aici care depistăm, ne punem în pericol sănătatea și viața, ei plătesc amende, polițiștii au dovadă că lucrează, dar noi riscăm, vreau să zic, că ne distrugem și moral și psihologic. Și aș vrea să întreb, domnul Peterski, când ai să iei în seamă cetățenii care depistează neajunsurile în societate și se referă pe linia Ministerului Interne, ca să simțim și noi că ne respectați, să avem măcar o hârtie ca mulțumire pentru că vă ajutăm. Dar cine e Peterski? Șef undeva la poliție? Asta când scrii plângerii la Ministerul Interne, la poliția, te dau la domnul Peterski. Poftim, încă o rutieră cu numărul, nu-ți cunoaște, mă scat șoferul, să rog să șteargă numărul din murdărie, să vadă. Să văd și aici și surpriza să-mi facă. Ce era, te nu știu, un spri, nu știu. Mai băiete, du-te de aici! Poftim, domnul m-a apucat de gât, m-a îmbrâncit. CRAT 918, mașina din urmă e murdare, șoferul, care vrea să zic că m-am apropiat să rog să șteargă numărul. A doua oară șoferul ăsta își bate joc de mine. Poliția! Tu vezi că merge transportul, omule, îți bat joc! Da, te-am dat eu în viu! Voi aveți de pace cu viața oamenilor și vă bateți joc de mine, da? Mulțumesc! Eu vă vreau bine, să nu plătiți amende, să nu nimeriți internet. Șoferul care m-a amințat când taie gâtul.
poftim. Să suină, să duce iar cu mașina după alt reis, poftim. Nu se vede deloc numărul din urmă. Mașina CFS 946. M-am adresat la șofer, poftim. Și nu vreau să șteargă numărul din urmă, nu se cunoaște deloc. Poftim. El vorbește urât. Uitați-vă, mașina asta, Vario, nu se vede numărul absolut deloc, nu se vede. Eu l-am rugat să șteargă, în caz se întâmplă ceva, vreau să zic că nu se vede numărul, n-are cine îl scrie, și vreau să zic că dumnealui, cu cuvinte necenzurate, nemulțumit, vreau să zic că n-are nevoie de mașina lui. Să nevoită schem serviciul 902, să-i pui o amendă, că știe al dat cum să vorbească și în ce stare să aducă mașina aici, în centrul orașului, să, în stare care se găsește. Altă rutieră, aici poftim. ORDD-002, Sprinter. N-are numărul din urmă, e murdar, nu se vede deloc. Șoferii stau mănâncă răsărite, cam unul spitar de sarunce și vreau să zic că n-au nevoie, poftim. A doua rutieră aici, la autogară. Domnul Colea! Colea! Mașinile nu se vede numărul din urmă! Ce măsuri tu iei? Nimeni n-are nevoie de nică. Trebuie să-și deștept și respecte legea. Eu n-am șpaș și ea ca te schimb 902 pe așa motiv. Da, măi, te las sună. Da. Nu vrei să ștergi numărul? Nu? Dei, fai. Uitați-vă, nu poartă răspundere poliția rutieră pe drum când îi controlează serviția, vreau că nu face observații, că numărul vreau să zic că nu se vede. Sunt camere video și fac ei cu șoferii care vreau să zic în așa stare intră în oraș și nu se vede numărul. Multe se întâmplă, vreau să zic, și nu știi care și vreau să zic șofer, o încălcat regula din urmă, nu se vede. Altă mașină, CRAV-802. Ia să vedem și aici stă asmatești sau așa normal. Șoferul! Ești aici șofer, vin cu așa. Vin, te rog, la mine. Vin, te rog, la mine, că să nu-ți pună internet dacă ești șofer. Șterge, te rog, numărul de murdărie să vadă. Colea! El a rugat să șteargă numărul de urmă, nu vrea. Șoferul este adresicieni. Eu n-aș mă bag la capăt. Uite, eu sărit în spate, care în schinare, adresicieni care s-au dus cu 918. M-a venit autobuzul, mi-a sărit în spate, m-a dus până acolo să ne iei telefonul, am chemat în poliție. Ce era vă 802? A rugat șoferul să șteargă din urmă numărul și e clar, el nu vrea. Poftim și dintr-o parte și mănâncă răsărit. Sunteți agresiv, periculos pentru observații.